Și acum vine cel mai tare moment. Pobile să bată. E un proces. Trezirea. Eu mie îmi spun, eu să știu asta, nu mă interesează ce se întâmplă în jur. Bun. Nu mă interesează, dar cu respect și cu mare grijă să nu deranjez, da? Proiecțiile altora. E un proces. Și când m-am trezit, e gâdilit așa, ego-ul nostru. Că suntem trimiși pe pământ de nu știu unde. Că suntem, noi suntem, dar acolo noi găsim răspunsurile. Bun. Că suntem, nu știu ce, așa. Că suntem lucrători în lumină, că suntem stele nu știu care, că suntem căzătoare, că suntem Cleopatra, că suntem Jesus, că suntem regi și regine, că am venit să luminăm lumea pe pământ, da? Și a bătut cineva la ușă și încolo era cel care măsoară lumina, da? De la ușă. De la fiecare vine și bate la ușă și te roagă să-i arăți contorul de lumină. Ăla e lucrător în lumină. Și la propriu, și la figurat. Și n-o să știm asta și n-o să înțelegem niciodată. Dar ăsta e adevărul meu, un răspuns care l-am găsit în mine și e și comic, e și așa, dar e foarte pe înțelesul meu și e minunat. Deci noi nu avem treabă cu lucrătorii în lumină și nu e treaba noastră, da? Noi suntem oameni minunați care încercăm să găsim niște adevăruri în noi, să înțelegem, iar la plural vorbesc, eu sunt un om minunat, caut lămuririle și întrebările doar în mine și las să se proiecteze lumea în fața mea cât mai minunată. Cum e cât mai minunată? E treaba mea. Cum și-o proiectează fiecare e treaba lui. N-are nicio treabă unul cu altul. Deci nu suntem nici măcar lucrători în lumină, așa că felicitandu-s, am ajuns unde? Deci am ajuns de unde am pornit. Deci nimic, nimic. E atât de simplu totul că nici n-are legătură una cu alta. E totul acolo unde e și e foarte bine. Sper să înțeleg ce am spus după ce mă mai uit. Da. Acum am înțeles ce am spus. Vedem ce am înregistrat. Ok.